Atunci când am ajuns să-L cunosc pe Domnul Isus Hristos, am căpătat obiceiul să mă retrag într-un loc pustiu și să mă rog lui Dumnezeu. Împreună cu câțiva prieteni, veneam în acel loc pustiu și fiecare ne duceam la locul nostru de rugăciune. Dar una din cele mai frumoase părți a întâlnirii noastre era atunci când deschideam Sfânta Scriptură și citeam din ea. Fiecare citeam separat din Biblie, apoi ne strângeam împreună și împărtășeam din ceea ce am citit fiecare dintre noi și ce am înțeles. Lucrul acesta a devenit fundația vieții mele de credință. Din păcate nu știam cu adevărat ce ne învață Biblia înainte de a veni la Domnul Isus Hristos. Dar atunci când m-am întors la Domnul, Biblia a devenit pentru mine atât de reală. Am avut aceeași descoperire pe care a avut-o și psalmistul în psalmul 119. El a descoperit că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este ca mierea, și că gustul lui este bun și dulce. Și nu numai atât. Psalmistul spunea că acest cuvânt al lui Dumnezeu este ca o lampă pentru picioarele sale, ca o lumină pe cărarea sa. Așadar, Sfânta Scriptură a devenit o candelă, o lumină pentru viața mea. Ea a devenit pâinea mea cea de toate zilele. Iar unul din motivele pentru care am crescut spiritual și l-am văzut pe Dumnezeu la lucru în cei 50 de ani de credință este cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când noi ne zidim viața pe cuvântul lui Dumnezeu, noi construim pe o fundație puternică. Am văzut o grămadă de oameni care au spus că îl iubesc pe Domnul Isus și că îl cunosc, dar fără să-și zidească viețile pe fundația cuvântului său. Așa că aceștia au căzut și nu au reușit să persevereze pentru că nu au avut o fundație puternică pe care să-și clădească viața de credință. Ei, deși au apucat să meargă pe această cale a credinței, s-au rătăcit până la urmă pentru că nu au avut în inima lor lumina cuvântului său. De aceea este foarte important pentru fiecare dintre noi să luăm scriptura în inimile noastre și să medităm la cuvintele sale, să le gustăm zilnic. Și să lăsăm ca dulceața cuvântului său să ne copleșească. Gustă și tu, și vei vedea ce bun este Domnul în fiecare zi. Apoi, când vei umbla în fiecare zi în lumea aceasta, candela cuvântului său îți va lumina cărarea. Lasă cuvântului Dumnezeu să te călăuzească și roagă-te așa. Doamne, călăuzește-mă, te rog, iar atunci când vei citi cuvântul său, te vei ruga în felul acesta, Doamne, mă rog ca acest cuvânt al tău să fie o realitate în viața mea. Asta înseamnă cu adevărat ca Biblia să fie o candelă pentru picioarele tale și o lumină pe cărarea ta. Roagă-te ca Sfânta Scriptură să fie o realitate în viața ta. Strânge cuvântul, memorează-l, dar cel mai important, ascultă-l. Strânge cuvântul său în inima ta.